cineva un la prof online de exerciții de matematică. Așa facem de exerciții de matematică. Ești de mapă. De mapă pentru acasă. Acasă. Clasa a doua. Azi din 29. Da. 20. Te rog frumos, înțeles că mi-ai pregătit probleme. Vrei la atac. Te rog, propune. Petiție 39 de la 72. Ieșiți sau problema? Problema. 39 de la 72. Cum spune, te rog. Bunica face clătite pentru cei patru nepoți. Așa. Emma vrea două clătite. Victor de două ori mai mult. Deci o secundă. Emma. Din o săgeată două clătite. Da? Emma. Victor. De două ori mai multe. Și încă una. De două ori mai multe. Și încă una. Așa. Și încă una. Așa. Vlad, cât Emma și Victor la un loc, iar Alexia vrea cu una mai puțin decât... Să scriu și eu. Vlad, cât Emma și Victor. Și Victor. La un loc. La un loc. Iar Alexia vrea cu una mai puțin decât jumătatea din numărul clătitelor celorlalți la un loc. Alexia cu una mai puțin. Una mai puțin decât cei trei la un loc. Cei trei la un loc. Decât cei trei la un loc. Asta este problema. Da, trebuie să o citim, să o înțelegem bine. Mai citești câte clătite a făcut bunica? Deci întrebarea este câte clătite plătite a făcut bunica. Te rog, să mai citim problema, să o înțelegem. Bunica face clătite pentru cei patru nepoți. Bun. Emma vrea două clătite. Știm de Emma. Da, o știm. Victor de două ori mai mult. De două ori mai mult? Și încă una. Hai să aflăm pe Emma. Pe Victor să-l aflăm. Vrea de două ori mai mult și încă una. Deci în rezolvare, trecem. Victor. Deci trecem la rezolvare și despre Victor. Cât vrea Victor? De două ori mai mult și încă una. Dar ce înseamnă de două ori mai mult decât Emma? De două ori mai mult, adică de două ori patru. Deci de două ori mai mult, fiindcă ea avea doi, de două ori câte două, patru. Nu 4, 6. Ia să văd cum ai gândit. 2 cu 2, 4. Așa. 1, 6. 4 și 1? Nu. Cât e? Și încă una în plus. Deci 4, ai zis bine? 5. 5, sigur că da. Deci pentru Victor facem operația. 2 ori 2 plus 1. Și este egal cu 5 plătite. L-am rezolvat pe Victor. Vlad. Vlad, cât Emma și Victor la un loc. Deci Vlad, despre Vlad, cât Emma și Victor la un loc. 5 plus 7. Deci 5 plus? 7. Nu, 5 plus 7, 5 plus? 2. Așa. Eu nu înțeleg, tu ai zis 5, 7. Adică 5 plus 7, ce facem aici? Deci, înseamnă 5 plus 2,
sau 2 plus 5, nu? Și care fac 7 plătite. L-am rezolvat și pentru Lada. Alesia cu una mai puțin decât cei 3 la un loc. Cei 3 la un loc. Cei 3 la un loc fac 14. Deci aflăm pe cei 3 la un loc. Și aceștia sunt cei 3 la un loc. Ema, da? Ema, te rog să mă gândești. Ema 2 plus Vlad plus 7, nu? Plus 5, corect, plus 5 și plus 7 și ia te fac în total 14 plătite. 14 plătite cei 3 la un loc au. Și acum să aflăm și pe Alesia. Alesia. Deci Alesia cu una mai puțin decât cei 3 la un loc. 13. Așa, Alesia, acum. Și ea înseamnă cei 3 la un loc am avut, 14 scăzut una. Și este egal cu 13 plătite. Total. Deci ne interesează să aflăm totalul plătitelor. 17. Înseamnă 2 plus Victor 5 plus Vlad 7 și plus 13, nu? Egal cu. Cât ai zis că fac? Egal cu 27. 27. Cred că nu mai așa mai rapid. 7 și cu 13. Nu, dar aveați deja făcut. 2 plus 5 plus 7, toți cei 3 la un loc. Așa. 14 și cu 13 ăsta fac 27 plătite. Iată că am aflat repede problema. N-a fost nici asta foarte dificilă. Dar hai să propun eu una. Da? Dai și mie voie să fac una, da? Să zicem, e bine imediat să propun o problemă care sună așa. Cum? Deci, mama cumpără pentru Mario un caiet, o carte și un stilou. Da. Deci mama cumpără pentru Mario una carte, unu caie și un stilou. Pe toate la un loc. Plătește, deci costă toate cele trei la un loc. Și zicem la un loc 76 lei. Deci toate. Cartea, caietul și stiloul, 76 de lei. Acum, cartea costă de două ori cât un caiet. De două ori cât un caiet. Cartea costă de două ori. Da? De două ori cât un caiet. Stiloul costă cât cele două la un loc. Cât cartea costă cât cartea și
Hai, iertă. Întrebarea este, cât costă fiecare? Cât costă fiecare? Deci la un loc a dat 76 de lei. Carta costă de două ori mai mult decât caietul. Și două costă cât cartea și caietul la un loc, da? Costă cât cartea și caietul la un loc. Cât costă fiecare? Ia să vedem cum facem problema asta. Pare fi interesant asta. Ce părere? Hai să citim problema. Deci, sunt trei obiecte. Da. Caiet, carte și stilou. Da. Cartea e mai scumpă decât caietul. E două ori mai scumpă. Stilou este cât cartea și caietul la un loc. Păi 77, 76, despărțim în 3. Păi da, dar nu știm cât să dăm la fiecare. Sunt multe variante de descompunerea lui 76. Mult. Dar noi trebuie să respectăm rețeta. Facem așa fel încât la carte să dăm de două ori cât la caiet. Trebuie să ne dea 76. Și când adunăm pe toate 3, trebuie să ne dea 76. Deci... facem segmente. Încercăm segmente, da? Da. Oare pe cine se reprezentăm noi cu un segment? Cine e unitatea cea mai mică de măsură? Cartea. Cartea e cea mai mică? Da. Pe carte plătește cel mai puțin? Eu pe carte cât plătește? Pe caiet. Caietul este cel mai bine. Cartea este de două ori mai scumpă decât caietul. Și acum noi ne interesăm cine costă cel mai puțin, ca să reprezentăm într-un segment. Cine crezi că costă cel mai puțin? Caietul, sigur că da. Așa că printr-un segment reprezentăm caietul. Da? Da. Hai să spunem chiar prin caietul. Prin segmentul ăsta. Cartea? Cartea? Cât spune că costă cartea? De două ori. Adică? Un segment la fel. Așa, și încă unul. Și încă unul. Așa. Tot la fel. Tot la fel de mare. E de două ori. Asta cartea. Acum, pentru stilou. Stilou. Trei sunt momente. Cât cele două la un loc. Pentru stilou îl face trei segmente, sigur. Unu, două, trei. Am să fac o modificare, nu 76 de lei, ci 75 de lei. Da, am singura modificare. Am dat așa la început, n-am fost atent, dar am revenit acolo. Costă 75 de lei. Întrebare, deci toate la un loc, toate acestea la un loc costă 75 lei. Cât costă fiecare? Păi, surplusurile le dăm la o parte. Dăm surplusurile. Mă, că surplusurile acum de data asta sunt egale cu celelalte din care... Da, dar trebuie să aflăm cât face primul segment mai întâi. Dar, fiindcă în problemă să vedem segmente toate egale, da. Deci sunt toate egale. E o problemă mai aparte aici. Dacă sunt toate egale, da. Ce ar trebui să facem? Să aflăm un segment. Așa. Atunci, dacă toate... Câte segmente sunt aici? Ia vezi câte segmente sunt. Păi... 6. Sunt 6. Cred că mai trebuie să fac o modificare. Da. Da? Deci, fiindcă sunt 6 segmente, atunci o să spun acum... 78. 78. Da? Și mai facem o modificare ca să ne iese bine de problema. Deci, 78. Te rog să urmărești acum. Deci, câte segmente sunt?
6. Și atunci ce trebuie să facem? Pe 78 trebuie să dăm în 6. În 6 părți egale. De 78 trebuie să-l împărțim. Uite așa, în 6. Dar cât face o singură parte? Păi... în fiecare segment trebuie să avem măcar... măcar, foarte bine zis. Măcar... 4. Măcar 4. Nu măcar 4. Ia să vedem cât. Măcar 2. 2, pe 2 ori 6, 12. Până la... măcar 1. 1, 1. O, 1 e prea puțin. 3. Ia să vezi, 3 ori 6? 3 ori 6, 18. 18. Deci cam cât crezi? Dacă ar fi fost 60, dacă ar fi fost 60, 60 împărțit în 6? 10, 10, 10. Vezi? Bă, cel puțin 10. E 78 e dincolo de 60. Așa facem următoarea șmecherie. Pe 78 ne descompune. Că nu știm noi să facem împărțirea asta. Zicem 78 este egal cu 60 plus 18. Și acum, când împărțim pe ăsta tot, la cine să-l împărțim? La 6. De fapt, întâi împărțim pe 60. La 16, oare nu putem să-l... 16 n-ar putea să fie de ajutor? Dar 16, de ce ai tot 16? Am modificat problema, 18 acum. Deci 60, hai să ne ținem de problemă când ne pierdem în alte direcții. 60 împărțit la 6? 10. Și 18 dacă îl împărțim iar și pe el la 6? 9. La 2? 9. La 2, dar la 6? Adică 6 ori cât se facă 18? Ia să ne întâlnim la calamulțire. 6 ori. 6 ori cât face 18? Am vorbit mai... 6 ori 4 cât face? 21. 24? 24. E prea mult. Mai puțin. 6 ori 3. 3. 6 ori 3. 6 ori 3. 18. Deci punem 10, înseamnă că face 10 plus 3. Și face 13. Deci iată, 78 împărțit, 78 împărțit la 6, egal, răspuns corect, 13. Egal cu 13. Așadar, primul segment, caietul costă 13 lei. Vezi? 13. Păi și toate sunt 13. Da? Sigur că da. Toate sunt 13. Sigur că toate sunt egale. Și atunci noi reușim repede să spunem cât costă fiecare. Da? Așa încât, în momentul de față, caietul cât costă? Caietul costă 26. Cartea costă 26. Dar caietul? Caietul 13. Așa. Răspunsul corect este așa. Caietul 13. Egal cu 13 lei. Cartea costă? Cartea costă 26 lei. Și stiloul? Stiloul costă? Stiloul costă 39. 39 de lei. Hai să facem proba, să vedem dacă le adunăm pe cele trei numere, dacă ne dau, dacă obținem exact 78. Proba, da? Proba, să vedem calitatea lucrurilor noastre, da? Proba. Înseamnă? Da. Ce înseamnă 13 plus cine? Plus 26 și plus 39. Adică caietul, cartea și respectiv stiloul. 13, 26 și respectiv 39. Ce părere ai? Vă te rog să faci adunarea, să vezi dacă lucrurile stau în regulă, dacă e bine. Da. Da?
Da. Ești perfect. Da? Deci am învățat încă ceva. Metoda asta a segmentelor e foarte deșteaptă. Că nu știi, printr-o segmentație. Celălalt a fost de două ori mai mult. Două segmente. Celălalt a fost cât cele două la un loc. Am pus trei segmente. Unu, două, trei. Și am numărat segmentele, fiind toate egale. Și atunci toată suma aceea trebuie să o împărțim la numărul de segmente pentru a afla un singur segment. Cu ocazia asta am și învățat un pic cum se face împărțirea în mod egal. Iată, pe 78, nu știai cât să pui la fiecare. Tu încercai 2, 3, era cam puțin. Dar dacă îți ești atent... 6 ori 10? Imediat pe 78 am zis, mă, dacă ar fi fost 60, când împărțim pe 60 la 6, cât pun în fiecare? 10, 10, 10. Și 78 e mai mult. Fie mai mult atunci mă gândeam de la 10 acolo. Eu așteptam la tine să spui nu 2, 3. Să spui 10, nu nimerea. 11, 12 și o luam din încercări. Și atunci mi-așa foarte bine problema. Da? Deci ești atent și la detaliile astea, la șmecherii de astea. Ca să nu cumva să încerci așa cu numere foarte mici. Că dacă ai încercat cu 2 tu, de 2 ori câte 6, nu? Sau 2 ori 6 face 12. 3 ori 6, 18. Chiar așa. Peste 18 ai dat odată. Da. M-așteptam ca tu să percutezi. Când am rupt eu pe 78 în 60 și 18 și am avut 10 și când am zis, oare cât face 18 împărțit la 6? Fiindcă l-am întâlnit mai devreme, aș fi vrut să fie atent, 18 împărțit la 6, 3. Că am făcut eu mai înainte, 3 ori 6, 18. Așa trebuie să fii, foarte vigilant, da? Bun, văzut... Nu fi la fel segmentele alea. Da, când deci facem... Ceva. Da, vedeți că nimeni acum. Mama cumpără o carne, o farfurie. Mama cumpără o carne, o farfurie și o furculiță. Cumpără. Cană, farfurie și cuțit. Nu cuțit, ca să nu ducea cu totul. Farfurie. Și farfurie. Da. Și am spus eu, hai să spunem, furculiță, da? Furculiță. Pe care dă farfurie, da? Primul, cană. Cană. Cană, farfurie și furculiță. Să fiu atent că tu ai dreptate. Ce-i scris acolo tu? Când m-ai întrebat ce am scris acolo, mai e sancționat foarte dur. Adică spune, scrie domnule ca să înțeleg și eu ce scrie acolo. Da? Foarte tare. Corect. Fă-o ca să mă văd și eu să scriu. E acum. Așa, cană. Da. Băi, lasă-mă. Mă execuți acum. Bun. Ei, împreună, pe cele trei obiecte. Costă. Așa. Costă, să zicem, 49 lei. Cu rezerva, că aici mai modific. Da, am zis și eu cât costă. Da, mai modific, după cum îmi voi da seama nu, problema. Nu m-am modificat. Băi, de ce nu? De ce nu? Da. Mă auzi? De ce? Trebuie să iasă problema. De-aia. Așa. Furculița costă cu 5 lei mai mult decât cană. Furculița costă cu 5 lei mai mult decât cană. Cu 5 lei mai mult decât cană.
iar farfuria. Farfuria. Cu 4 lei mai mult decât furculița. Cât costă fiecare? Costă fiecare. Cât costă fiecare? Deci, să înțelegem problema. Trebuie să mă gândesc. Furculița costă cu 5 lei mai mult decât carnea. Iar farfuria cu 4 lei mai mult decât furculița. Mă gândesc la ceva. Sigur că și eu mă gândesc între timp. Eu mă gândesc la ceva, cum a spus la problema trecută. Care e cel mai mic? Așa trebuie să plecăm. Care e cea? Deci cana e cea mai mică. Dintr-un segment o reprezentăm pe cană. Da, da. Eu încercam să văd 30 de spate în 30 cât ori 3 să facă 19. Ai bun, dar nu sunt egale. Aici e cu atât mai mult. Deci avem altă problemă aici. De-aia nu mai se află cu problema de lei. Deci cana, atât, dintr-un singur segment. Furculița, dirijează-mă tu pe mine acum. Furculița. 5. Costă cu 5 mai mult decât cana. Adică 5 segmente. Nu, cu 5 mai mult, cu 5 lei mai mult decât cana. Nu-i de 5 ori. Păi atunci cât e cana? E cu 5 lei mai mult decât cana. E cana, cana atât o știu. Da, și... Nu știu prețul. Urmează să vă gândesc. Dar momentan, momentan am făcut-o pe cana cât un segment. Ce păi înseamnă? La fel. Păi va fi cât cana, dar și încă ceva în plus. Încă 5 lei. Așa. Facem cât cana. Dar ce are în plus? Are în plus 5 lei. Și de ce mai mergem așa punctat? 5 lei. Plus 5. Plus 5. Așa. Iar farfuria da. Costă cu 4 lei mai mult decât furculița. Adică facem un segment cât furculiță. Da, facem un segment cât... Cum era? Așa, da, 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 foarte bine. Farfurie. Da. Farfuria ta. Farfuria o facem cât? Asta. Da. Plus încă... Plus încă 4. Deci când zice cu atât mai mult, mai adăugăm. Plus dacă 4. Plus 4. Și acum întrebarea este cât costă fiecare. La un loc am spus eu ca să mai modific. Da, poți să mai modificați cât vreți. Da, mă, să mai modific. Da, nu cred că trebuie. S-a întâmplat așa? Mhm. Deci, s-a întâmplat să fie bine. E bine, perfect. Da, da. O mers, nu mai modific. Yeeey! E bine, da? Bun. Întrebarea este cât costă fiecare. La un loc costă 49 lei. Dacă ai fost atent. Iar normal că am fost. Să văd. Ia știu ce o să fac. Ia să văd. Hai, zi. Mi-am făcut o pregăște. Nu vină și arată la tablă atunci. Vrei. Vrei să vii la tablă? Da. Vine, te rog. Ia culoare tot și... Vine. Sau e dreptat, da? Cum vrei. Hai. Arată și explicăm la tablă. Mai, m-am făcut aseară. Cum am făcut aseară, să văd dacă te prins. Așa. Aici e 5. Așa. Lasă-l
noi și ne dă 14. Foarte tare! Perfect. Și acum? Acum scădem 4 și 9, minus 14. Așa. Minus 14. Bun. 1 minus 4, 5. Da. Și 4 minus 1, 3. 35. Corect. Și acest 35 trebuie să-l împărțim în 3. Asta e. Da, să vedem. Atunci fac o modificare. Până aici 40. Nu, cât a zis? 50 până. 50. Știi că am zis-o că s-ar putea să mai intervin. Acum facem 50. Nu. A, 50. 50. Și rezultatul minus ăsta. Cât? Rezultatul acum este? Rezultatul acum este 6. Da. Și 4. 4 de 6. Nu. Nu 40, 36. A, 36, asta. Și acum fiecare segment are 12. 12. Așa, 12. Așa. 12. Și foarte rapid, da? Foarte bine. 12, 12 și acum ai răspuns. Cana costă cât? Răspuns. Cana. Egal 12. Așa. Furculița. Furculița egal 24. Da. Și asta, farfurie. Farfuria. Așa. Ai copiat Da. Păi scrii frumos ca mine, așa, da? Farfuria egal cu... Farfuria era cu... 36. 36. Și cu asta am încheiat... E bine 36? Nu. Nici 24. Păi cum? Ce-mi faci aici? Tu scrii acolo și mă faci departe. Deci... 12 plus 5. 12 plus 5. 36 plus 9. Nu. La furculiță este 12 și mai pui încă 5. Da. Păi și cât faci? Era cu... Păi scrie 12 plus 5 ca să vadă tot omul. 12 plus 5. Mai rău ca domn profesor scrie, îmi pare. Mai depășit. Da, ești sigur. 12 plus 5 egal cu 17. Așa. Și farfuria egal 12 plus 5 plus 4 egal... 2 cu 5, 7 și 4, 11, 2, 21. Acum, să nu vadă mama cum scrie, că sare la noi acum. Să uite să fac altceva, da? Deci, hai să vedem încă o dată. Trebuie să vei scrim și mai... Poate schimbă, să zice, nu mai. Da, scriu încă o dată eu. Deci, v-am zis că a fost așa. 50, da, minus... 14. Dar nu ești 14, că ai zis 5 plus 5 plus 4. Deci, da. Trebuie să spun așa. Rezolvare. Rezolvare. Păi sunt plus numere reuși. Așa. Și la dumneavoastră. Dacă nu sunt egale segmentele. Da, dacă nu sunt egale. Dacă sunt, sunt egale. Trebuie să ne număr rău și împărțim la câte sunt ele. Dacă nu sunt egale, poate să fie așa. Adică cele trei segmente trebuie să fie egale. Așa. Celelalte nu mă interesează. Acelalte surplusul, da? Da. Rezolvarea înseamnă așa. Adunăm surplusul și surplusul este 5 plus 5 plus 4, care înseamnă 14. 5 plus 5 plus 4 înseamnă 14.